Dar dumneavoastră faceți anumite estimări? Cam câte lume ar putea să iasă? Sau asta este un lucru absolut impredictibil? Putem să facem estimări. Și dacă să facem estimări, trebuie să ne orientăm spre rata de participare comparată cu cea din primătură a alegerilor, a alegerilor prezidențiale. Pentru că... Puteți reaminti cât s-au ieșit atunci? 150 în de... 150 în de mii, da. 150 de mii. De ce? pe ce vă băzați când faceți asemenea estimări? Pentru că există un element al, cum să zic eu, încadrării în acest joc și am văzut că după primul tur a crescut dramatic și așa este întotdeauna. Așa este întotdeauna, în toate scrutinile. De deci ce? Eu cred că așteptările optimiste trebuie să fie deci, cumva, raportate la rata de participare în primul tur, scrutin la alegerile prezidențiale. Asta e. Dar, actualmente, cea mai importantă problemă pentru noi este cea legală. Acest eveniment cu adoptarea decizii respective de către Comisia Electorală Centrală. Dar problema n-a fost deja depășită. Același Vlad Gribinci spune că chiar dacă... Se pare că deja nu mai poate fi contestată această decizie și gata. Da, să mergem. dar mergem cu noi, trebuie, noi trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat. Pentru că lege, unde e legea nu-i tocmeală. Articolul 31 din Codul Electoral spune foarte clar. Conceptual, Republica Moldova, încă acum 11 ani de, de zile, Parlamentul Republicii Moldova, a modificat legea, ceea ce înseamnă că deschiderea secțiilor de votare peste hotare este fixată în lege. Și aici a apărut. Și ce... acolo cu, e scris cu 35 de zile, apropo. Păi, asta e și marea problemă. 35 de zile, asta nu înseamnă că s-a bătut în cui. 35 de zile înainte, Comisia Electorală Centrală face public deci, acest document, cât are, dar asta nu înseamnă că situația nu poate fi îmbunătățită. Iată, poate fi îmbunătățită situația sau nu? Noua Ministerul de Externe ne-a spus că poate. Pentru că există legea privind finanțele publice și Ministerul de Externe ne-a spus foarte clar că Ministerul are rezerve care poate să le îndrepte spre deschiderea secțiilor de votare în volumul despre care a vorbit Ministerul Afacerilor Externe. Pentru asta trebuia să se întrunească guvernul, pentru că doar guvernul poate decide chestia asta și să ne spună foarte clar: iată, acești bani se iau de la Ministerul de Externe, se dau comisii electorale centrale pentru a organiza votarea peste hotare, în proporția la care se referă Ministerul de Externe. Noi am văzut că guvernul nu se convoacă și înțelegem de ce nu se convoacă. În această situație, cecul e curat. n ce spune cecul. Nu s-a convocat cu guvernul. Noi nu avem certitudinea că vom avea bani. Ce-i poți face cecul aici? Cecul, potrivit codului electoral, este instituția abilitată să organizeze procesul electoral. Are ultimul cuvânt la adoptarea deciziei privind, privind numărul de secții de votare peste hotare. Deci, dacă te uiți la partea formală, s-a da, mers pe toate procedurile, s-a adoptat decizia, hai să dăm vina pe guvern. La guvern ce avem? Domnul prim-ministru interimar face toate eforturile necesare. Este și ministrul al afacerii externe și asta ne dă siguranța că și la minister experții au lucrat hai să spunem așa, au lucrat foarte bine. Dar iată, nu, nu se pot întruni atunci când se adoptă astfel de decizii. Și pe cine acum să-l faci vinovat? Dar este și partea, nu doar partea aceasta, și interpretarea curților. E foarte interesantă. Dacă în lege nu este spus foarte clar care este limita de jos, de exemplu, pentru deschiderea secțiilor de votare la cererea cetățenilor, în înregistrarea pe prealabilă, de ce să te agați? Doar te agați de faptul că o instituție competentă, cum este Ministerul Afacerilor Externe, ne spune nouă cetățenilor și comisiei electorale centrale că ei au potențialul să i convingă pe uh, uh, reprezentanții sau pe oficialii din țările unde avem cetățenii Republicii Moldova că îi pot rezolva această problemă. Și iată, acest, am avut acest ping-pong care ne-a uimit foarte mult și înțelegem că există, au existat sau există temei de ordin politic ca să presupunem că lucrurile au fost în mod special împinse în această direcție. Ceea ce ne face să regretăm, pentru că, și domnul Pavlovski a menționat corect, Republica Moldova are aproape o treime din forța ei de muncă peste hotare. Noi, dacă ne uităm la, la balanța uh, comerțului extern, uh, plăți și venituri, noi vedem că, uh, de la exporturi, da? Noi vedem că noi avem o balanță negativă și noi înțelegem că această balanță negativă este echilibrată de remitențele cetățenilor. Economia noastră de consum se bazează pe remitențele cetățenilor. Deci, statul Republica Moldova în 2010, când a adoptat această concepție, a pornit de la premiza că cetățenii noștri de peste hotare țin mult la patria lor, o țin pe linia de plutire, ne echilibrează balanța de plăți și așa mai departe. Da? Deci, facem gestul spre aceasta. A fost concepție de stat. Facem gestul spre diaspora noastră, pentru că ea menține o relație vie, strânsă, cu patria mamă. Deci, toate lucrurile din punct de vedere conceptual, legi, legislativ, bun, cu unele interpretări, sunt puse, încheiate la toate nasturile. Ministerul de Externe a lucrat exemplar, a făcut tot cât a putut și a măsurat uh, potențialul, a comunicat pe căi diplomatice, a venit cu un document și a spus, dragă Comisia Electorală Centrală, iată document. Noi am așteptat că Comisia Electorală Centrală ia articolul 31, uh, formula algoritmică de calculare a secțiilor de votare și ne spune, Bine. iată ce facem. Noi n-am văzut asta pentru că Bine, ce uitați-vă 139, uitați ce din check, ce din check, ce spun. Deci, de exemplu, în cazul dat Ministerul Afacerilor Externe a lucrat exemplar, ei au simțit potențialul că oamenii ar putea ieși în 191 din secție de vot. Deci, uh, uh, ei nu au uh, Hai să fim corecți. Ei nu au potențialul cât vor ieși. Potențialul lor de negociere având în vedere ultimele rezultate. Câți vor veni nici Ministerul de Externe, nimeni nu poate. Da, așa. dar, dar cecul trebuie